Deși se vorbește de aproape 2 ani despre o academie de fotbal la Călăraș, apar și primele declarații oficiale despre acest proiect. Tema a fost abordată în cadrul unei conferințe de presă susținută de conducerea Consiliului Județean Călăraș cu participarea președintelui și a managerului clubului de fotbal Dunărea Călăraș. Noi am depus deja dosar de licențiere pentru ediția următoare de campionat. Mai mult decât atât, spuneați de centru de copii și junior. Vreau să vă anunț că am depus dosar pentru omologarea Academiei de Fotbal Dunărea Călăraș. Este un prim pas în atragerea a cât mai multor tineri către acest sport, a tinerilor călărășeni. Aici a fost o discuție mai pe larg. Ce face județul Călăraș pentru tinerii sportivi ai județului Călăraș care să ajungă și ei, după ce trec etapele de juniorat, să ajungă să joace la echipa Dunărea Călăraș. Am povestit că avem un jucător împrumutat de la Steaua București, e vorba de Simion, care l-a împrumutat clubul Dunărea Călăraș. E singurul călărașan care joacă în echipă. Consiliul județean, pe bună dreptate, cer ca noi să facem efortul să dezvoltăm și zona de juniori a echipei Dunărea Călăraș, să putem să găsim viitoare talente, să le putem integra în echipă. Este adevărat, așa cum știți, probabil s-a pornit acum 2 ani de la un număr de 70 de copii legitimați. Acum deja avem 7 grupe, însemnând în jur de 160 de jucători legitimați și continuăm. Prin depunerea acestui dosar urmează să mai formăm alte grupe de copii și juniori, începând chiar de la 8 ani, ceea ce este foarte important. Această clasificare făcută de Federația de Fotbal va presupune și o contribuție din partea lor pentru sprijinirea acestor centre. Da, mulțumesc, domnul Florin Brișan. Domnule Dinu, domnule director Dinu, ați venit la Călăraș într-un moment foarte dificil pentru echipa Dunărea Călăraș. Ce șanse avem astăzi, tehnic sau teoretic, să ne putem salva de la retrogradare? Bună ziua! Subiectul e ca dumneavoastră legat de activitatea la nivel județean și aici ați vorbit de echipa de Liga 3, de Centrul Junior și Copii. O să dea și mie voie după ce să vorbesc puțin. Important este ca prima echipă județului, echipa Fanion, să continue în viitor în Liga 1. Nu este un moment ușor, este un moment foarte greu. Suntem 6 echipe din țară care ne luptăm pentru a evita cele 2 locuri care duc automat în Liga 2. Șansele, zic că sunt în clipa de față aproape egale pentru toate cele 6 echipe și numai de noi depinde să rezolvăm această situație. Cum a spus și domnul Brișan, financiar lucrurile sunt sub control și chiar foarte bine în comparație cu alte grupări. Vom face tot ce depinde de noi și împreună echipa să ne salvăm și, nu știu, prima dată ne întâlnim, eu vă garantez că ne salvăm. Asta să nu faceți publică, să rămân așa între noi, dacă se poate. Da? Mulțumim! Nu, aș vrea să mai vorbesc puțin, dacă îmi dați voie, de această piramidă fotbalistică care trebuie construită în Călăraș, în județul Călăraș. Eu zic că județul are potențialul de a aduce o echipă în Liga 3, una în Liga 2 și una în Liga 1. Fără această piramidă nu se poate, eu știu, dezvolta acest joc la nivel care să facă și performanță. O masă de copii, eu zic că destul de mare, suficientă pentru a alege pe cei talentați și cei care iubesc acest sport, să lucreze, să muncească pentru a ajunge sportiv la performanță. Deci, pe termen scurt, dacă lucrurile vor fi în regulă, anul viitor vom încerca cu cele 3 echipe de Liga 2 să construim undeva o echipă care să, cu jucători de aici, de la Călăraș, care să promoveze în Liga 2 pentru a crea această piramidă. Este cel mai ușor lucru ca acești copii care termină junioratul să aibă unde să continue activitatea un an, 2, 3 și cei care sunt, într-adevăr, sunt pentru performanță să vină la prima echipă a județului. Mai mult deocamdată, n-am ce să vă spun, mai face proces de întâlnim pe la mijlocul iunie și să ne strângem mâna pe stradă ca mai departe echipă de Liga 1 și încă o dată vă spun eu, vom fi Liga 1.